Câți dintre voi ați fost de vinarul care îmi prezentat studiul ăla cu șoareci? Fiți atenți restul. Ce înseamnă să ai prezentat? E un studiu care, din punctul meu de vedere, este destul de creepy, așa, să te folosești de șoareci în acest sens, dar e un studiu care mi se pare absolut fascinant. Acest domn, profesor la Harvard, a vrut să vadă dacă o mică schimbare în percepția creierului nostru poate să aducă o schimbare mare în felul în care procesăm durerea, dificultățile în viață și așa mai departe. Și studiul pe care l-a făcut a fost să ia 3 șoareci, să -i bage într-un pahar cu apă, din care evident nu puteau să iasă pentru că au pe sticlă, ori de câte ori încercau să iasă din acel pahar. După care a vrut să cronometreze, după cât timp renunță la înnotat respectiv ieșit din par acești șoricei, renunță și acceptă că ok, mă nec aici, n-am nicio șansă. Și concluzia la care a ajuns a fost de 16 minute șoareci, după aproximativ 16 minute renunțau și se scufundau în apă. Și atunci ce făcea acest cercetător? În momentul în care se scufunda șoricelul, îl lua repede, îl scotea afară, usca, îl lăsa să odihnească și îl băga înapoi. Doar că diferența față de primul experiment este că acum șoricelul știe că dacă rezistă o să fie... Uite ce s-a întâmplat a doua oară. Cât credeți că a stat în medie mai multe șoricei? Dublu? Triplu? 10 ori? Mai puțin? 60 de ore. Doar pentru că în creierul lor exista informația dacă rezist suficient o să fiu salvat. 60 de ore. 16 minute, 60 de ore. Asta înseamnă de 240 de ore mai mult doar pentru că ce? Credeau că e posibil să scapă. Creepy studiul, dar absolut alucinant rezultat. Ce se întâmplă într-un antreprenor sau un angajat care crede în visul lui și în misiunea lui versus unul care nu crede? Cât timp rezistă? Cât de perseverent este când vii dificultățile? Cât de ușor renunță? De 240 de ori mai mult ești în stare să reziști, să persiști, să perseverezi atunci când crezi că este posibil să ajungi la rezultatul pe care îți dorești. De 240 de ori. De ce? Acum luați-vă suma aia pe care ați pus-o pe 2023 și faceți-o 240. Deci înțelegeți cât de puternică e chestia asta. Problema este că pui suma aia și ce se întâmplă, nu? Te rog. Se potrivește aici să înțeleg un pic de încredere neclintită lucrurile pe care se văd. Exact. Credință. Încredere neclintită în lucrurile nevăzute. Așa e definiția credinței biblice. Încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Lucrurile nevăzute. Tot ce este în viitorul nostru nu se vede. Credința înseamnă să crezi în ceva în ce încă nu există. Deci firma mea o să ajungă la $1 miliard. Firma nu e acolo, banii nu există, dar tu ai o încredere neclintită că asta este posibilă în firma mea. Dar vreau să vă întreb, când mergeți și angajați oameni și le spuneți, viziunea mea este să fim prima firmă de $1 miliard care au plecat din orașul ăsta pe segmentul ăsta, ce o zic oamenii ăia? Cei care vă zic, du-te bă, dați-i afară din state la interviu. Cei care vin, vreau să fac parte din firma asta, vreau să lupt și eu pentru viziunea asta, păi ia-s oamenii care lucrez.